Imagini de colecție de la nunta lui Leo și a Ancăi de la Strehaia Leo și Anca de la Strehaia au avut o relație controversată de-a lungul timpului, iar mariajul lor a ținut de multe ori prima pagină a ziarelor. Chiar dacă și-au expus în nenumărate rânduri povestea în mediul online, puțini știu cum și când s-au cunoscut, de fapt, afaceristul și fosta lui soție. Acum, la ani buni de la despărțire, mai multe imagini de la nunta lor s-au răspândit pe rețelele de socializare. Iată cum arătau Leo și Anca îmbrăcați în genere și mireasă, pe vremea când erau doar niște copii. Povestea dintre Anca și Leo de la Strehaia s-a sfârșit acum mulți ani, dar în urmă au rămas o mulțime de amintiri. Chiar dacă în prezent nu mai sunt împreună, iar viața i-a dus pe drumuri separate. Nu pot schimba trecutul. Recent, în mediul online s-au răspândit mai multe imagini de la nunta celor doi, care s-au viralizat rapid. Familia lui Leo de la Strehaia a publicat o filmare în care arată cum priveau cu emoție la casetele din ziua marelui eveniment. Ia uite cum aruncă socră miu cu banii, ia uite câți bani avea. Spune Anca de la Strehaia pe fundal. Leo și Anca s-au căsătorit pe vremea când erau doar niște copii. Deși nu se cunoșteau și nu știau exact ce este iubirea, s-au supus legilor familiei și și-au unit destinele. Anii au trecut, iar ei au crescut împreună și au ajuns să aibă doi băieți, pe Alin și Ursu.